Invitată astăzi la interviurile PS News este doamna Cristina Pocora, candidatul PNL la primăria sectorului 3. Bună ziua, doamna Pocora, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și vă mulțumesc pentru ocazie. În ultimele zile ați fost ținta unor atacuri venite din media cu privire la averea dumneavoastră. Cum stau de fapt lucrurile în ceea ce privește bunurile pe care le deține și cine credeți că ar fi putut genera această situație fix acum înaintea alegerilor? Într-adevăr, a existat un atac mincinos și murdar în ultimile zile și total nefondat, pentru că declarația mea de avere și toate lucrurile sunt în spațiu public, sunt publice din 2007 și de fiecare dată când noi parlamentarii publicăm declarația de avere, suntem obligați an de an să o reînnoim. Presa scrie, se uită pe ea, este analizată și din 2007 până acum nu a fost nimic spectaculos în declarația mea de avere. Ba mai mult, la un moment dat, mai mulți colegi și apoi ANI s-au autosesizat, au studiat declarațiile mele de avere și la finalul anului trecut ANI a închis acest studiu cu un raport spunând că nu este nimic în neregulă în toată activitatea mea și în toate declarațiile de avere pe care le-am depus. Dar pentru că acum suntem în campanie și pentru că, din păcate, vedem că unii contracandidați sau contracandidatul meu, ca să fiu foarte clară și directă, nu vine să vorbim despre problemele sectorului 3, nu vrea să răspundă întrebărilor legitime pe care nu le pun eu, le pun cetățenii și sunt exprimate în documente oficiale ale instituțiilor, cum de exemplu este raportul Curții de Conturi. Raportul Curții de Conturi despre care l-am invitat pe domnul Negoiță să vorbim de la începutul campaniei electorale. Chiar am zis, hai să vedem, pentru că aici se spune că primăria sectorului 3, condusă de domnul Robert Negoiță, a plătit lucrări neexecutate sau a plătit lucrări de mai multe ori. Pur și simplu că a risipit banii locuitorilor din sectorul 3. Ar fi fost firesc ca domnul Negoiță să răspundă public unui document oficial făcut de o instituție a statului român. Nu a făcut-o. Am avut, cu toții am comentat în ultima perioadă, datoria imensă pe care domnul Robert Negoiță o are la bugetul statului. ANAF-ul a publicat acea listă unde contracandidatul meu este pe prima poziție. Chiar stăteam și mă uitam, mă minunam, zic că, domnule, Negoiță e pe primul loc și Becali, de exemplu, e pe locul 34. Mare diferență! Negoiță are datorii la stat peste 50 de milioane de euro. Bani cu care, ca să vorbim de o problemă din sectorul 3, s-ar fi putut reabilita peste 1800 de apartamente. Asta dacă domnul Robert Negoiță și-ar fi plătit datoriile la stat. Dar se pare că nu vrea nici despre acest lucru să discute. Am discutat împreună cu cetățenii despre bordurile supraetajate foarte înalte și roșii din sector, despre copacii betonați, despre risipa banului public, despre prioritățile acestui mandat al lui Robert Negoiță, care nu sunt și prioritățile cetățenilor. Și Robert Negoiță nu a venit să discutăm despre asta. Adică e campanie electorală, în campanie electorală despre lucrurile astea vorbești, despre ce ai făcut și ce vrei să faci. A refuzat orice fel de dezbatere. Eu am mers la dezbateri publice, televizate, cu ceilalți candidați din sector. Singurul absent a fost Robert Negoiță. Acceptă doar, sigur, invitații, care este singur cu moderatorul și spune ce are el de, ce-și dorește el să spună, partea frumoasă a lucrurilor. Și am vorbit în această campanie și am deranjat. Se pare că am deranjat. Pentru că, iată, ceea ce nu a fost știre din 2007 până acum, că nu este știre, nu este nimic adevărat acolo, a fost inventat acum ca o poveste denigratoare și culmea. Adică și tema mi se pare așa, îmi spune
mie cineva, prin interpuși, sigur, că aș avea nu știu câte case, 1000, 200, 500, n-am nici măcar 1000, nici 200, nici 500, nici 7, nici 4, și aceea una pe care o am este luată pe credit ipotecar și plătesc până în 2037 la ea și dacă nu am bani, cu legea dării în plată, banca o poate lua. Îmi spune mie asta cineva care are o declarație de avere de 70 de pagini în care are casă cu casă cu casă cu casă cu casă trecută. Și vă spuneam că e mincinoasă pentru că pe de o parte, v-am spus, povestea cu anii, nu există niciun fel de problemă acolo. Sunt numite case când nu există aceste case și chiar am adus să vă arăt unul dintre imobilele care sunt prezentate în acel articol ca o casă pe care o am în București. Este o casă bătrânească pe care soțul meu a moștenit-o de la bunici, de la tatăl lui, dar a fost a bunicilor, într-o comună în Galați sau în Focșani, nu mai știu exact. Deci nici de cum o casă în București. Dar vedeți, minciuna, când deranjezi, încearcă să, când deranjezi interese, băieții te atacă și încearcă să te distrugă. Ori eu nu mă las bătută. Voi continua pentru că, din punctul meu de vedere, maniera asta securistă, comunistă, spuneți-mi cum vreți, nu poate să continue. Dacă vrem într-adevăr să evoluăm, dacă vrem într-adevăr să avem un viitor în țara noastră, dacă vrem într-adevăr să nu mai risipim banii publici pe panseluțe sau pe tot felul de interese, betoane sau multe alte lucruri, dacă nu vrem să discutăm la nesfârșit de cazuri precum Colectiv sau acesta cu dezinfectanții, trebuie să facem în așa fel încât astfel de oameni care se comportă așa, cum este contracandidatul meu, să devină istorie. Trebuie să-i schimbăm pe oamenii ăștia. Ei sunt vârful unor grupuri de interese și acționează așa și vor continua să acționeze așa. Deci dacă eu l-am deranjat vorbind în campanie electorală despre lucruri publice despre domnia sa, n-am vorbit despre viața personală, n-am vorbit despre prietenii lui și ce au făcut cu prietenii, lucruri din presă citite de noi toți. Lucrurile astea nu mă interesează, mizeriile astea. Am vorbit despre banul public și risipa banului public. Și l-a deranjat și iată ce scandal, în ce scandal am fost târâtă. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Voi continua să mă lupt pentru lucrurile în care eu cred. Eu cred în familie, eu cred că avem nevoie ca țară să investim în familie, să investim în sănătate, să investim în educație și toți tinerii din România merită să-și crească copiii în țara asta și să aibă o viață bună în România. Am înțeles. Vom aborda un alt subiect acum. Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat recent că Liviu Dragnea, Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu au în plan o eventuală suspendare a președintelui României, Klaus Iohannis, înainte de alegerile parlamentare din toamnă. Cum vedeți aceste declarații? Ar fi posibil un astfel de scenariu? Păi în România asta, în care vedem că președintele PSD este o persoană condamnată definitiv de o instanță judecătorească, în care secretarul general al aceluiași partid, PSD, este o persoană condamnată definitiv și sunt în funcție. Conduc aceste partide, negociază la nivel politic, fac și desfac lucruri în țara asta, oameni condamnați definitiv. Vedem în același timp că aceiași oameni doresc să-l schimbe pe al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților, pe domnul Zgonea. Nu că ar fi o lumină domnul Zgonea, nu am o problemă, pentru că am văzut de multe ori domnul Zgonea nu și-a făcut treaba conform atribuțiilor, dar doresc să-l schimbe pe Zgonea cu un alt suspect, domnul Ponta. Și ne amintim din faptele de vitejie ale domnului Ponta când am trecut cu toții prin ceea ce s-a numit Marțea Neagră, când s-a dorit schimbarea multor legi și a codului penal. Ba mai mult, la Senat avem al doilea om în stat,
Călin Popescu-Tăriceanu, care are de dat niște explicații. Ori, și vedem că are un discurs foarte vehement împotriva justiției. Chiar l-auzeam într-o dezbatere televizată și m-am mirat foarte tare pe candidatul domnului Tăriceanu la primăria generală, spunând că anticorupția ucide. Ori, să mă ierte Dumnezeu, chiar avem nevoie să stârpim corupția în țara asta. Și în acest context în care astfel de oameni conduc instituții importante în statul român și cunoscându-le obiceiurile, în mod clar spui că ăsta e următorul pas, pentru că ei dau astfel de semnale, spun astfel de lucruri, circulă pe surse, cum spuneți și dumneavoastră. Deci trebuie să împiedicăm PSD-ul și 5 iunie este un moment important. Să împiedicăm PSD-ul să pună mâna pe toate instituțiile din acest stat, pentru că ținta lor este oprirea justiției, oprirea acțiunilor justiției și controlul total, să continue afacerile, pentru că Helsing Pharma și toate lucrurile astea nu sunt de ieri, de azi, nu sunt de 6 luni, nu sunt de 5 luni, sunt de 10 ani de zile. Sunt de când erau miniștri și prim-ministru și Victor Ponta și Bănicioiu, ministrul sănătății, și domnul Dragnea, ministru. În urmare, din partea PSD-ului, absolut orice este posibil, absolut orice în rău. Revenind la alegerile electorale, mai este foarte puțin timp până în 5 iunie. Așa cum am spus dumneavoastră, candidați pentru primăria sectorului 3, cum stă PNL în sondaje la sectorul 3, dar și la capitală? Conform tuturor cercetărilor, bătălia este între PNL și PSD. Practic, așa cum este actuala lege, într-un singur tur, deci în duminica de 5 iunie, la sfârșitul zilei, se va decide câștigătorul, bătălia este, și din acest punct de vedere, tot între cele două mari partide. Celelalte, sigur, ne intrând în ecuația asta, că dacă ești pe locul 3 sau 4, votul este ca și pierdut, pentru că sunt importante doar voturile care se dau pentru primii doi candidați. Din cercetări, dar și din toată activitatea din această campanie, pentru că am fost foarte prezentă și în parcuri și în piețe, pe stradă, am discutat cu oamenii și door to door, se vede această polarizare, adică schimbarea primarului Robert Negoiță, problemele reale cu care se confruntă sectorul și susținerea pentru candidatul PNL pentru mine. Și pe de altă parte, sigur, este și electoratul PSD al lui Robert Negoiță. Cam aici suntem și cam asta este bătălia. Și la capitală este aceeași situație, în aceeași notă. Este foarte important ca toți oamenii de dreapta să înțeleagă specificul acestor alegeri, pentru că e prima oară când votăm într-un singur tur de scrutin. Și dacă poate că îi simpatizează pe alți candidați, nu neapărat pe candidatul PNL-ului, dar trebuie într-adevăr, dacă suntem de dreapta, să dăm un vot categoric împotriva PSD-ului. Și cum putem face asta? Doar votând candidatul PNL. Pentru că dacă se votează un alt candidat de la un alt partid, chiar și de dreapta, sau care se revendică de dreapta, este implicit un vot pentru candidatul PSD, pentru că el nu se contabilizează la voturile candidatului care e în competiție cu PSD-ul, și anume candidatului PNL. Ați vorbit de legea electorală în forma ei nouă. Liderii PNL s-au luptat pentru revenirea la două tururi de scrutin, motivând faptul că noua lege ar favoriza primarii aflați în funcție. CCR a decis ca alegerile să rămână într-un singur tur de scrutin. De asemenea, s-au impus anumite restricții privind promovarea electorală. Părerea dumneavoastră care este? Credeți că ar fi trebuit schimbată totuși legea? Da, categoric ar fi trebuit să avem alegeri în două tururi de scrutin.
Am discutat și cu cetățenii din sector, că mulți m-au întrebat. Într-adevăr, a existat acel moment când s-a adoptat această lege și când pentru noi a fost foarte important să ne treacă amendamentul privind votul din diaspora. PST-ul venind oarecum cu o condiționalitate. Dacă vă trecem și vă votăm votul din diaspora, atunci să treacă acesta cu primul tur. La momentul acela mai era suficient de mult timp încât am zis că vom reuși să schimbăm această prevedere și alegerile să aibă loc așa cum e normal, democratic, în două tururi de scrutin. De asemenea, ne-am bazat și pe Curtea Constituțională, pe faptul că nu e constituțional, nu e legal. Dar iată că am ajuns în acest punct și aceasta este situația în momentul de față. Campania este total atipică. Chiar vă mărturisesc că de fiecare dată când mă duc și vorbesc cu oamenii și îi găsesc în parc, încep prin a-mi cere scuze că îi deranjez, pentru că, sigur, vine cineva peste tine și vrea să-ți povestească ceva și poate că tu nu ai dispoziție să vorbești despre politică la momentul ăla, stai cu copilul în parc. Și le explic oamenilor că acum, dacă respecti legea și eu asta fac, respect legea electorală, nu pot decât să merg să vorbesc cu oamenii și să le împart pliante, tipărituri. Sau să le punem la cutia poștală, pentru care de asemenea îmi cer scuze dacă i-am, în perioada asta scurtă, i-am bombardat cu diferite materiale la cutia poștală, dar acestea sunt instrumentele pe care le avem acum la îndemână. Nu mai avem voie să punem meșuri, nu mai avem voie corturi, nu mai avem voie nimic din acele pixuri, brichete, toate astea anulate. Și dacă respecti legea, atât poți să faci. Să mergi, să vorbești cu omul, să-i dai un mic material de prezentare cu tine și asta înseamnă campanie electorală. Și va fi puțin dificil că unii oameni chiar nu sesizează că este campanie electorală, poate doar datorită materialelor primite la poștă. De asemenea, poți să mai faci adunări publice, afișăm chiar în perioada asta, avem întâlniri pe cartiere, discutăm cu oamenii, continuăm să facem ceea ce de altfel fac de când a început campania. Ați ales ca simbol al campaniei dumneavoastră o floare. Ne explicați puțin care este semnificația și ce anume doriți să transmiteți electoratului? Da, a pornit totul de la o broșă pe care o aveam, o broșă făcută de o doamnă, foarte dragă mie și cred că până la urmă mi se potrivește, pentru că într-adevăr am adoptat-o așa ca în toată campania. Este pozitivă, exprimă gândul meu de deschidere, de transparență, de orientare spre viitor, de accent pe o viață mai bună pentru fiecare familie din sectorul 3 și nu numai. Reflectă activitatea mea de până acum, o activitate pozitivă, o activitate orientată spre oameni. Numai de dublarea alocației, legea pe care am promovat-o anul trecut și iată, în curând se împlinește fix un an de când a fost promulgată de președinte. Anul trecut, pe 1 iunie, președintele a promulgat legea pe care am reușit să o trec prin Parlament de dublarea alocației pentru copii și peste 3.700.000 de copii beneficiază astăzi de alocație de 84 de lei. Este puțin, dar vreau să reamintesc că ultima majorare a alocației avusese loc în 2005, când tot guvernare PNL era. Deci 2005 până în 2015 a trebuit să strige cetățenii, să strige toată lumea: domnule, e mică alocația pentru copii, faceți ceva, nu s-au găsit bani. Și anul trecut PSD-ul mi-a spus că nu sunt bani. Încăpățânată fiind, am reușit să o promovez. M-ați întrebat despre ce mesaj, despre mesajul cu floarea. Exact asta e. Orientat spre viitor, susținerea familiei, o viață mai bună, o viață mai bună pentru copiii noștri și, în general, e un mesaj pozitiv. Ce va determina să candidați și care sunt concret proiectele dumneavoastră pentru sectorul 3 al capitalei și care ar fi în momentul de față principala problemă cu care se confruntă locuitorii acestui sector?
Intenția mea de a candida la alegerile locale din acest an era de mai mult timp și ea a fost exprimată și în partid și colegii mei o cunoșteau. Mi-am dorit să mă implic în alegerile locale pentru că executivul, fie el și administrația, că atunci când ești primar, vezi foarte clar rodul muncii tale și o vezi imediat. Adică, domnule, vezi că e nevoie de o creșă aici, e nevoie de un program de after school sau e nevoie să faci o parcare, ai toate instrumentele ca într-un timp scurt să o rezolvi. Și la sfârșit te uiți și spui, da, uite, am făcut creșa asta, da, am făcut parcarea asta, da, am ridicat spitalul acesta. Se văd lucruri concrete. Spre deosebire de Parlament, unde, iată, trebuie să te lupți mult pentru o lege. Până am trecut legea cu dublarea alocației, au trecut ani. Până am trecut indemnizația pentru creșterea copilului, lege care intră în vigoare acum la 1 iulie, de asemenea, a trecut o bună bucată de vreme. Pe când, atunci când ești la primărie, poți să faci lucruri concrete și poți să faci, să exporți binele ăsta pe care l-am făcut în Parlament la nivelul administrației sectorului 3. Lucruri concrete. Ăsta a fost argumentul pentru care am zis da, candidez. Da, candidez în București la sectorul 3 pentru că e o echipă de oameni tineri. Ei au venit cu propunerea și imediat am identificat lucruri de care e nevoie în București și în sectorul 3 și lucruri care, din păcate, nu au fost făcute, deși au fost promise. Și deși ar fi existat toate premisele să fie făcute. Și acum, întorcându-mă la întrebarea noastră cu proiectele, păi, de exemplu, a fost promis un spital și nu a fost făcut. Deși existau toate datele, cum s-ar spune, toate premisele să se ridice acel spital. Este ridicarea unui spital nou-nouț, un spital de urgențe generalist în sectorul 3, este o necesitate pentru București, pentru sector și mai ales în contextul discuției foarte actuale din spațiu public. Pentru că avem nevoie să mergem la doctor, să ne vindecăm de ceea ce suferim, nu să ieșim mai bolnavi decât am intrat. Și vă spuneam că se putea face de multă vreme acest spital, pentru că din 2007 există studiu de fezabilitate și proiect. De asemenea, există 7,23 de hectare pe care le are primăria sectorului 3, pe care s-a făcut acest studiu de fezabilitate. În sectorul 3 există terenul, deci, pentru a se face acest spital. Acum aud că acest teren ar fi dat cumva la Autoritatea pentru Restituirea Proprietății, eventual să fie dat la cei care au revendicat terenuri, și să se piardă, asta există riscul, să se piardă din acest proiect cu spitalul. Deci avem studiu, avem terenul. Domnul Robert Negoiță, bun prieten cu domnul Bănicioiu, ar fi putut în cei ani de mandat ai guvernării și cu domnul Ponta, nu mai vorbesc. În mandatul domnului Ponta și mandatul domnului Bănicioiu ar fi putut să obțină și banii pentru ridicarea acestui spital. Dar nu l-a interesat. Prin urmare, dacă avem toate aceste lucruri, printr-un parteneriat cu Primăria Generală a Capitalei și am vorbit foarte clar și deschis cu Cătălin Predoiu pe acest subiect și mi-a zis categoric, este un proiect de susținut. Este un proiect pe care și el, ca primar general, îl preia pentru că să ridici un spital în sectorul 3, poți să o faci fiecare instituție cu atribuțiile ei. Primăria sectorului 3 are rolul ei, Primăria Generală are rolul ei, Ministerul Sănătății rolul lui. Împreună aceste instituții pot ridica în următorii 2 ani un spital la cheie cu peste 400 de paturi, un spital multidisciplinar, de la maternitate, la obstetrică, ginecologie, la oncologie, la majoritatea specializărilor medico-chirurgicale, da. Chiar și cu o aripă externalizată am vorbit, de geriatrie pentru a acoperi nevoile sociale. Deci se pot face lucruri. Și chiar astăzi, într-o conferință de presă, i-am solicitat Ministrului Sănătății să facă toate demersurile, pentru că de pe acum vorbim, ca în bugetul pe anul 2017 să intre bugetare pentru acest spital
din București și din sectorul 3, de fapt făcut pe raza sectorului 3. Asta e un proiect important, de aceea am și insistat să-l detaliez, pentru că este vital că ești tânăr, că ești copil, că ești viitoare mamă, că ești vârstnic. Oricine are nevoie, mai devreme sau mai târziu, are o problemă la spital și ajunge la spital. Vreau să mergem la spital să ne tratăm, nu să ieșim mai bolnav decât am intrat. Un alt proiect important și e tot un proiect mare, pentru că eu sunt conștientă că trebuie să întreținem spațiile verzi. Trebuie să amenajăm parcări, trebuie să continuăm reabilitarea blocurilor și voi face acest lucru. Toate blocurile trebuie finalizată anvelopare. Trebuie să ne asigurăm însă că lucrările sunt făcute de calitate și că blocurile intră în ordinea depunerii cererilor. Toate aceste proiecte trebuie continuate, dar pe lângă aceste proiecte curente, cum le spun eu, ai nevoie de niște proiecte mari de dezvoltare. Spitalul e unul, celălalt este crearea de locuri de muncă. Pentru că l-am auzit și pe actualul primar, Robert Negoiță, vorbind, când vorbește el singur în emisiuni, când nu vrea să vină în dezbate, spune, da, suntem totuși un sector cu un buget sărac. Păi da, pentru că nu ai făcut nimic să atragi investiții și să creezi locuri de muncă. L-am auzit pe același Robert Negoiță, dar totuși am creat locuri de muncă. Am creat locuri de muncă la învelopările blocurilor. Păi astea nu sunt locuri de muncă create. Astea sunt niște munci sezoniere, niște oameni angajați pe maxim 2-3 luni cât durează anveloparea și asta nu înseamnă și nu e obligatoriu că acei oameni sunt din sectorul 3 sau chiar din București. Deci astea nu sunt locuri de muncă create. Eu când vorbesc de crearea locurilor de muncă, vorbesc de valorificarea unei suprafețe cu un mare potențial și anume zona FAU Republica. Acolo primăria a cumpărat 14 hectare care sunt ale ei. Plus mai există încă la executor o suprafață însemnată, plus mai există la persoane private o suprafață însemnată. În total, pe toată platforma, undeva la 45-46 de hectare, care dacă vă duceți în momentul de față, găsiți hectare de moloz, de hale de fier vechi, de buruieni. Asta înseamnă acum fosta glorie FAU Republica, ori noi. Trebuie să valorificăm acest potențial, mai ales că, iată, ne lăudăm, cum se laudă Negoiță, că avem un buget sărac la sectorul 3. Acolo trebuie făcut urgent un parc industrial. Am văzut intențiile lui Robert Negoiță că vrea să facă o zonă rezidențială, cu nu știu ce complex, cu nu știu ce zonă sportivă de agrement. Nu, domnule, acolo avem foarte clar toată infrastructura și putem crea parc industrial, laborator de dezvoltare a business-urilor, un suport pentru tineri, un suport pentru investitori și crearea de locuri de muncă, pentru că lucrurile astea ne ajută la dezvoltare. Există o mică problemă acolo și trebuie să fiu corectă și să o subliniez. Pe acel teren există Hala la Minor, care este monument de clasă A, monument de patrimoniu. Din punctul meu de vedere, și asta e o altă solicitare pe care o fac către Ministrul Culturii, acel monument de clasă A, Hala la Minor, trebuie declasat parțial în așa fel încât să recondiționăm și să întreținem și să valorificăm, să punem în valoare elementul de patrimoniu, acea fațadă, acestea trebuie să le conservăm, dar toată zona să poată să fie în rest integrată și utilizată, așa cum vă spuneam, pentru un parc industrial. În momentul de față, Ministerul Culturii nu se îngrijește absolut deloc de monumentul de patrimoniu. Hala este dărmată, este acoperișul căzut, este ruginită, este furat fierul vechi de acolo, este un pericol pentru cei care intră acolo. Acolo nu se vede că ar exista un monument de patrimoniu. Încă câțiva ani și monumentul de patrimoniu dispare, se risipește și nu-i păcat să pierdem timp și investiții pe cele 45 de hectare, că nu poți să te dezvolți într-un anumit perimetru de un monument de patrimoniu, nu poți să acționezi în acel perimetru. Prin urmare, îi cer foarte clar ministrului Culturii să vină acolo.
chiar fac o invitație expresă către doamna Misu, veniți pe platforma PAU Republica la Hala la Minor să vedeți cum arată monumentul de patrimoniu de categoria. Haideți împreună să declasăm parțial, să valorificăm ceea ce este acolo de patrimoniu și în rest să dezvoltăm zona în așa fel încât să creăm un parc industrial și să creăm locuri de muncă. Asta este al doilea proiect major pe care l-am. Un alt lucru la care țin foarte mult sunt creșele. Sunt creșele pentru că este un sector în care avem o populație feminină ridicată, avem multe familii tinere, avem o natalitate bună și atunci trebuie să susținem în mod real familia. Sigur, eu am făcut un pas în Parlament spre susținerea familiei prin această lege care vine cu concediu pentru creșterea copilului de 2 ani, creșterea indemnizației pentru creșterea copilului, lege care intră în vigoare la 1 iulie și acum sunt în dezbatere normele metodologice puse de minister pe site. Dar trebuie trecut la lucruri concrete. Și atunci, eu când mă duc dimineața cu copilul la creșă, să nu traversez tot sectorul sau tot Bucureștiul să-l duc la o creșă. Să am posibilitatea, să am dezvoltate creșe de tip rezidențial, creșe relativ micuțe, dar cât mai multe în sector, în așa fel încât ori să am lângă casă creșa, ori să am lângă locul de muncă și să nu-mi pierd 20 de minute, jumătate de oră până las copilul la creșă și după aia când îl iau, creșe cu program prelungit. Program de after school este o realitate. Suntem oameni moderni, suntem oameni de carieră, ținem să fim la serviciu, să ne urmăm planul de carieră. Și atunci trebuie să știm că sunt în siguranță copiii noștri. Și un sistem de after school susținut de primărie este un sistem în care eu chiar cred că s-ar putea face lucruri grozave și pentru susținerea familiei și pentru susținerea părinților și pentru dezvoltarea copilului. Asta ca să punctez trei lucruri majore în care cred că aș putea să vorbim până epuizăm timpul alocat emisiunii. Actualul primar al sectorului 3, Robert Negoiț, este în acest moment lider în sondaje pentru câștigarea unui alt mandat. Cum este să te bați cu un primar pe care toată lumea îl dă câștigător din start și care este strategia dumneavoastră? Ce credeți că puteți să aduceți în plus astfel încât să-i convingeți pe locuitorii sectorului 3 să vă voteze în 5 iunie? E impropriu spus că mă bat, pentru că nu a existat nici măcar o confruntare, nici măcar o discuție față în față pe proiecte. Avem doar atacurile lui mincinoase prin interpuși, absența lui. În timpul săptămânii lumea spune că nici n-ar fi în țară, vine așa din când în când. Ba mai mult, nici nu l-am întâlnit pe stradă propriu-zis, însă am văzut că primăria ca instituție, ca bani publici, e foarte activă în acțiuni în perioada asta. Robert Negoiță confundă și amestecă statutul lui de primar în funcție cu acela de candidat și folosește instituția, fondurile primăriei, oameni ai primăriei ca să facă diferite întâlniri care au și, bineînțeles, scopul electoral. Aceasta este maniera în care, iată, alege candidatul PSD-ului să se prezinte în această campanie. Pe de altă parte, eu chiar cred că oamenii s-au săturat de astfel de mizerii, de astfel de abordări, de lipsă de seriozitate și merg pe o campanie pozitivă. Merg și discut cu oamenii și le spun, uite, eu vreau să fac un spital. Eu vreau să fac locuri de muncă. Eu vreau să finalizez cu lucrări de calitate anveloparea blocurilor. Chiar vorbeam cu cetățenii, au venit mai multe persoane în vârstă și mi-au zis, doamnă, trebuie să amenajați în stațiile de autobuz și de tramvai, în stațiile RATP, băncuțe și copertine, pentru că noi avem nevoie de acest lucru. Mi se pare perfect, corect și adevărat. De asemenea, din punctul meu de vedere, trebuie, pentru a te congestiona traficul, trebuie valorificat transportul în comun și mai ales metrou, care în sectorul 3 există, dar trebuie cumva găsite spații de a amenaja parcări în zonele stațiilor de metrou, în așa fel încât
Toți avem tendința asta. Când plouă, când e zăpadă, când suntem pe fugă, luăm repede mașina. Dar știm că trebuie să traversăm tot Bucureștiul sau să mergem mult, e trafic, întârziem. Nu-i mai bine, poate plecăm din fața blocului cu mașina, mergem puțin, o parcăm la metrou în sectorul 3 și apoi plecăm cu metrou și ajungem la destinație? N-ar fi mai ușor? Cred că ar fi mai ușor și traficul ar fi mult mai liber. Dar aș vrea să punctez un element extrem de important din punctul meu de vedere, care mă diferențiază foarte mult de contracandidatul meu de la PSD ca abordare. Dumnealui se ascunde, dumnealui, chiar îmi povestea cineva, că până ajungi la o audiență la primar, se schimbă primarul acesta, adică au zis că o să treacă alegerile, doar așa o să ajungă și ei la audiență, că le-am garantat că ușa mea va fi întotdeauna deschisă. E vorba de transparență și de relația cu cetățeanul. Eu chiar cred că nu poți să faci administrație publică stând în birou, în primărie, cu ușa închisă. Chiar cred că funcționarii din primărie trebuie să fie oameni speciali care au o plecare spre relația cu publicul, spre discuții cu oamenii, care empatizează. Adică cine nu se simte pregătit din punctul meu de vedere să aibă o astfel de atitudine, poate să aibă un alt loc de muncă, dar nu în relația cu cetățeanul. Cred că lucrurile în primărie trebuie să se miște cel puțin cu viteza legală și mă refer aici la avize și autorizații pe care trebuie să le dea primăria. Mi-au spus oameni care intenționau și intenționează să investească și au zis, doamne, dar până obții un aviz sau o hârtie la primărie durează luni de zile. Ori nu, sunt niște termene legale care trebuie respectate. Deci, această relație cu cetățeanul și această deschidere pentru mine este foarte importantă. Apoi, transparența în cheltuirea banului public. Din punctul meu de vedere, multe lucrări, cel puțin pe cartiere, trebuie să se facă cu consultarea locuitorilor din acel perimetru, pentru că dacă tu hotărăști să faci, nu știu, să amenajezi un părculeț sau să pui bănci sau să pui un copac sau să faci o parcare, influențezi acel cartier. Trebuie să-i întrebi pe oameni, dom'le, sunteți de acord? Este asta o necesitate? Nu este? Cheltuim banii sau nu? Asta înseamnă consultare. Și apoi, orice contract închei, păi la 24 de ore, el trebuie să fie pe site-ul primăriei, să fie cunoscut de toată lumea și toată lumea să știe exact pe ce s-au cheltuit banii lor. Deci, transparență, consultare și pilele și relațiile, din punctul meu de vedere, nu trebuie să mai fie un atribut de care să ai nevoie atunci când vii la primărie. Nu, oameni profesioniști care să lucreze pentru cetățeni. Astea sunt lucruri pe care eu pun mare accent și ele nu sunt un punct în programul meu, ci sunt un mod de lucru de la care toate celelalte pornesc. Este maniera în care eu cred că trebuie făcută administrație. Și totuși e foarte greu să critici pe cineva care pare că face lucruri. Care e temeinicia lucrurilor făcute de administrația lui Robert Negoiță? Sunt făcute de mântuială sau sunt lucruri care vor dura în timp? Chiar am primit astăzi pe mail-ul pe care îl am un filmuleț de la un domn, unde, și o să-l pun pe Facebook, unde descrie foarte bine cum se întâmplă cu anveloparea blocurilor. Ce treabă de mântuială e făcută acolo, că e campanie electorală și trebuie să taie cât mai multe panglici. Ba mai mult, sunt mulți oameni păcăliți cărora li s-au pus schelele și stau cu schele de 6, 7, 9 luni. Nu mai vorbesc de cei care păzesc lucrările și cei pe acolo și multe, multe reproșuri. S-au învelopat un număr de blocuri. Foarte bine. Era un drept, era un lucru care trebuia făcut. E un lucru câștigat cu care sunt perfect de acord. Dar trebuie văzut dacă lucrurile au fost de calitate, trebuie văzută selecția blocurilor, pentru că mulți oameni au spus, doamne, eu am cererea de nu știu când, dar a luat alt bloc. Și am auzit tot felul de discuții. Dar nu trebuie să faci discriminare între oameni. Deci asta e chestiunea cu anveloparea blocurilor. Eu o spun foarte clar. Toate blocurile care au cereri, trebuie să fie anvelopate. Este un lucru normal. Fonduri europene pentru acest fapt sunt și atunci o voi face.
Apoi, un alt lucru, spațiile verzi, bune și frumoase, dar cam scumpe, cam mult prea scumpe. Ba mai mult, risipă și bătaie de joc, pentru că vedem, toată lumea vede în sector, cum săracii copaci sunt bine betonați. Totul e betonat în sector 3, e beton. Chiar la un moment dat glumeam, spuneam primarul beton. Acei copaci nu or să aibă o viață prea lungă și fericită. Și atunci te întreb de ce am cheltuit bani pe aici, de ce am betonat copacii, spațiile verzi. Spațiile verzi, știți că există norme europene care spun în orice amenajare de spațiu verde, aleile și amenajările sunt undeva la 10%, restul spațiu verde. Ei, dacă vă uitați la noi, e puțin cam inversat acest raport. Adică spațiile verzi sunt mai mult betoane cu puțin spațiu verde. Din punctul meu de vedere, ceea ce este făcut pe banii oamenilor trebuie întreținut. Trebuie continuat și întreținut. Dar trebuie încetat cu aberațiile. De genul celor pe care le-am menționat. Nu s-a întâmplat, cum spuneam, nu există acest spital, deși el a fost promis. Nu există parcări. Păi parcările, se laudă domnul Negoiță că a făcut parcări. Nu, domnul Negoiță a desenat niște parcări, adică le-a trasat. Problema e, și sunt multe astfel de străduțe, că am circulat pe străduțe, ai bordură înaltă la trotuar, ai mașina parcată acolo, strada practic îngustată. Ai stradă, ai mașină, iar bordură înaltă. Sunt unele străduțe atât de îngustate că, Doamne ferește, nu poate să-ți intre pe acolo o mașină de pompieri. Ba mai mult, dacă ești un părinte cu căruciorul și nu încapi între gardul gărduț sau gardul viu și mașină, trebuie să sar cumva bordura aia cu căruciorul. Adică bordurile astea chiar nu le înțeleg. Chiar n-au niciun fel de rațiune. Sunt foarte înalte, mai sunt și vopsite în roșu și când plouă, curg râuri roșii prin sector. Adică o risipă a banului public. Și nu fac asta de dragul criticii. Chiar sunt lucruri pe care oamenii mi le-au evidențiat și mai mult și pe acelea vi le-am punctat. Doamna Pocora, pe finalul interviului aș dori să vorbim și despre omul din spatele candidatului la primărie. Cum arată familia Cristinei Pocora și cum vede candidatura dumneavoastră la primărie? Familia mea arată ca o familie de oameni tineri, normali, care, conform spuselor fiicămii, fetița mea de 4 ani jumate, Sofia, ar trebui să se lărgească. Sofia își dorește să mai aibă, îmi descria într-o zi de... A rămas așa puțin pe gânduri. A făcut un desen și a zis, uite, mami, aici e tati, aici ești tu, aici sunt eu și aici este frățiorul meu mai mare, aici e bebe surioara, bebe frățiorul, cățelul și pisica. Și am zis, oho, ce familie numeroasă! Astea sunt planurile Sofiei. Noi ne-am dorit să lărgim această familie, mai ales că eu sunt o mare susținătoare a familiei cu mulți copii. Și statisticile și tot domeniul de care mă ocup eu, susținerea natalității și a familiei, ne spune următorul lucru. Acum, pe femeie fertilă, sunt 1,5 copii și dacă o ținem tot așa, până în 2050 ajungem populația României undeva la 16 milioane, ceea ce este foarte rău și pentru economie, pentru structura economică, chiar și pentru pensiile generației tinere, pentru că va fi o problemă cine le plătește. Însă dacă am crește această medie de 1,5 de copii pe femeie fertilă la 2,1, practic dacă fiecare am avea câte 2 copii, în 2070 procesul de scădere ar stagna și ar începe o ușoară creștere, ceea ce ar însemna o șansă pentru noi ca nație și pentru viitorul nostru. Prin urmare, eu chiar cred și susțin acest lucru. Familia trebuie susținută și mare grijă pentru familie din partea statului, a administrației, în așa fel încât să avem un viitor ca țară. Deci, proiectele mele politice se îmbină și cu crezul meu din familie.
Familia mea este alături de mine, întotdeauna a fost, ne susținem și eu și soțul meu reciproc proiectele, nu întotdeauna e ușor, câteodată mai ai parte și de atacuri mincinoase și murdare și... Dar familia te ajută să treci peste asta și să mergi mai departe. Doamna Popola, noi vă dorim succes în demersul și dumneavoastră și pe final vă rog să le transmiteți un mesaj alegătorilor din sectorul 3 care vor veni la vot în 5 iunie. În primul rând îi rog pe locuitorii din sectorul 3 să se implice. Am vorbit cu mulți tineri care îmi spun că da, sunt dezamăgiți de politică. Din păcate, și politica și administrația iau zi de zi decizii pentru noi, dar nu le iau transparent, le iau în interesul lor. De aceea avem această ocazie, pe 5 iunie, să schimbăm lucrurile. Avem un singur tur de scrutin și la sfârșitul zilei de 5 iunie, cel care va avea și cu un vot și cu două în plus, acela va fi primar. Avem de ales sau aveți de ales între candidatul PSD, Robert Negoiță, cel care până în momentul de față am văzut că are mai mult datorii la stat decât lucruri bune făcute, și eu, candidatul Partidului Național Liberal. Orice alt vot în acest context a unui tur de scrutin pentru candidați de pe locurile 3-4 sunt voturi risipite care vor ajuta candidatul PSD. De aceea vă rog să vă gândiți și îi rog pe toți votanții de dreapta să iasă la vot, pentru că votul lor este foarte important. Aceste alegeri locale chiar se pot câștiga cu un vot, mă refer la votul pentru primar. La listele de consilieri, sigur că opțiunea poate fi așa cum își dorește fiecare, dar votul pentru primar trebuie de dreapta, ca să aibă valoare și ca să poată să fie numărat real, trebuie să fie pentru candidatul PNL și vă rog să îmi acordați acest vot. Iar de asemenea mai avem o săptămână până la sfârșitul campaniei, timp în care vă rog să discutăm, să vedem ce lucruri considerați că trebuie să includ în programul meu și împreună să facem aceste lucruri. Vă mulțumim și mult succes la alegeri!